Bună dimineața, dragi elevi, bună ziua, domnilor profesori, și cred că în cuvântul meu pe care pe scurt îl voi adresa, ar trebui să mă adresez astăzi cu dragi compatrioți. Sărbătorim astăzi, cu câteva zile mai devreme, cel mai înalt act de patriotism de care au putut da dovadă înaintașii noștri și de care noi suntem mândri. Sărbătorim Ziua Națională a României, ziua de 1 decembrie. La inițiativa Catedrei de Istorie din școala noastră, se întâmplă astăzi să fim împreună pentru a da curs acelor activități care pun în evidență spiritul românesc autentic. Pentru că imediat după ce vă spun încă o dată bună dimineața și bine ați venit, vom începe deschiderea acestui program, acestei ceremonii, cu imnul școlii. A fost unul dintre cei mai mari domnitori ai țării românești. El, în actele oficiale, a apărat ca în Hristos Dumnezeu binecredinciosul și de Hristos iubitorul și singurul stăpânitorul, eu, Mircea Mare, voivod și domn. Obține o strălucită victorie împotriva turcilor, conduși de Bayazid I, la Rovinj. În timpul domniei sale, țara românească ajunse la întinderea teritorială maximă din Evul Mediu, de la Olt în nord, la Dunăre în sud și de la Porțile de Fier în vest până la Marea Neagră în est. Mircea a întărit puterea statului și a organizat țara administrativă astfel încât să încurajeze veniturile statului. Alexandru cel Bun, fiul Romain I Mușat, a fost domn Moldovei între anii 1400-1432. Potrivit celor scrise de Mihai de Grigore Uchem, a întreprins o importantă operă de organizare politică, administrativă și ecleziastică a Moldovei. A încurajat comerțul, confirmând negustorul polonez un larg privilegiu în 1408, act în care este atestat orașul Iași. A obținut recunoașterea metropoliei Moldovei de către Patriarhia de la Constantinopol. Lunga sa domnie, corespuns în general în perioade de pace, rezultat al politicii extrem de abile a voievodului moldovean, care a menținut echilibrul între Ungaria și Polonia. Corvin sau Ioan Cutecunedoara a fost guvernator al Ungariei, voievod al Transilvaniei, duce al unor teritorii românești din Transilvania și ban al Severinului. A fost considerat ultimul mare cruciat adevărat, ultimul luptător împotriva otomanilor, deși nu și-a propus să elibereze locurile sfinte, ci doar acele părți din Europa care fuseseră ocupate de otomani.
Campania cea lungă este una dintre cele mai mari realizări ale vremii pe care voievodul din Transilvania a condus-o împotriva turcilor din sudul Dunării la sfârșitul anului 1443 și începutul lui 1444. Acesta a murit de ciumă lângă Belgrad în 1456, după ce obținuse o victorie importantă împotriva otomanilor. Este mormântat la Alba Iulia. Denumit și Dracula, a domnit în țara românească în anii 1448, 1456, 1462 și 1476. S-a născut la Sighișoara, în Transilvania. În timpul domniei sale, țara românească a obținut temporar independența față de amenințarea otomană. Vlad Țepeș este cunoscut datorită cruzimii sale și pentru că își trăgea inamicii în țeapă. A obținut numeroase victorii împotriva turcilor conduși de Mohamed al II-lea cuceritorul. Între anii 1457-1504, arătățile umane, cele de om politic, de diplomat, de strateg, acțiunile sale fără precedent pentru apărarea integrității țării, inițiativele pentru dezvoltarea culturii au stârnit admirația unor iluștri contemporani. Obține o victorie importantă împotriva turcilor conduși de Mahomed al II-lea la Vaslui. Mihai Viteazu, Ban de Nehedin, Stolnic Domnesc și Ban al Craiovei, întâiul domnitor al tuturor celor trei țări române, Țara Românească, Transilvania și Moldova, care au devenit unite sub sceptrul său domnesc pentru prima dată în istoria României. Obține victoria la Călugăreni, 13-23 august 1595, ulterior încep campaniile din Transilvania și Moldova. Fiind simultan domnitor în țara românească, 1593-1601, Transilvania 1599-1600 și Moldova 1600, Mihai Viteazu a realizat pentru prima dată în istoria României unirea tuturor românilor. Moare la 9 august 1601, ucis prin trădare de oamenii generalului imperial Basta. A fost un întors al țării românești. Epoca lui Mai Cheva Sarab a fost una de înflorire culturală, de închegarea unei școli artistice. A fost un adevărat mecenă, un protector al culturii, sprijinitor al ortodoxiei, militând pentru păstrarea nealterată a tradițiilor ortodoxe. Toate aceste însușiri ale sale vor contribui la consacrarea suveranului ca cel mai mare ctitor ortodox al poporului român, un adevărat patron al bisericii. A ridicat din temelie peste 30 de biserici, la care se adaugă refacerea multor altora. Organizarea armatei a beneficiat de o atenție specială din partea voievodului, efectiv ajungând până la 40.000 de ostași, totodată dispunând construirea unor noi fortificații. A fost înmormântat la Târgoviște, de unde a fost mutat în anul 1568 la Arnota, în județul Vâlcea. Al Moldovei, date fiind împrejurări favorabile externe, ar fi avut o domnie liniștită dacă n-ar fi avut ambiții mari și nu se gândea la stăpânirea Munteniei și chiar a Transilvaniei. Sprijinindu-se pe turci, a început intrigile împotriva lui Matei Basarab încă de la începutul domniei. A zidit multe biserici, dintre care cea mai frumoasă este Trei Ierarhi din Iași, pe lângă care a înființat o școală și o tipografie. Domnia lui relativ lungă a asigurat un nou avânt culturii bisericești. Timprin Copeanu a fost un domnitor al țării românești și nepot al domnitorului Șerban Cantacuzino. Până în anul 1709, Constantin Brâncoveanu a reușit să mențină o politică echilibrată între Imperiul Otoman, cărui era vasal, și Imperiul German. Cu aceasta din urmă, domnul Munteniei a încheiat multe tratate secrete. În timpul domniei sale, un stil arhitectonic a fost creat în țara românească, numit stilul brâncovenesc. A fost închis de către turci în închisoarea Edukul, în Istanbul, și apoi executat împreună cu cei patru fii ai săi. Domnul Moldovei, autor, cărturar
om politic și scriitor român. La 15 ani a fost luat ostatic la Constantinopol, unde a stat 17 ani, ca să rog al tatălui său pe lângă înalta poartă. După doar un an de domnie, 1710-1711, s-a alăturat lui Petru cel Mare în războiul ruso-turc și a plasat Moldova sub suzeranitate rusească. După ce a fost înfrânt de turci la Stănilești pe Prut, neputându-se întoarce în Moldova, a rămas cu familia sa în Rusia. A fost primul consilier al lui Petru I, țarul Rusiei. A fost primul român ales membru la Academia de la Berlin în 1714. Primul domn al României, 1859-1866, la 5 ianuarie la Iași, Alexandru Iancuza este ales domn al Moldovei. La 24 ianuarie la București, Alexandru Iancuza este ales domn al Munteniei. Imediat începe să se creeze în principalele centre ale țării instituții de cultură generală și instituții de învățământ mediu, să se creeze instituții de învățământ primele instituții de învățământ superior, decretează legea rurală prin care sunt împrăpietăriți țăranii cu pământ. Nu există domeniu de activitate economică, social, politică, culturală, administrativă, militară din țară, la care Cuza să nu fie adus îmbunătățiri și înnoiri pe baza noilor cerințe ale epocii moderne. A fost silit să abdice la 11 februarie 1866. Domnitorul străin, apoi rege de origine germană al României, care a condus principatele române și apoi România, după abdicarea forțată a lui Alexandru Iancuza, proclamat domnitor al principatelor române, în ziua de 10 mai 1866, rămâne cu acest titlu până în 26 martie 1881, când este proclamat rege, devenind astfel întâiul rege al României. În timpul domniei sale, țara a obținut independența deplină față de Imperiul Otoman după un război efectiv, intens, modern și foarte eficace, în care contribuția României a fost decisivă. Tot în timpul domniei lui Carol I, în 1913, în urma celui de-al doilea război balcanic, terminat prin Tratatul de la București, în 1913, România obține partea de sud a Dobrogei, cadrigatului de la Bulgaria. Starea mea de spirit cu care mă gândesc la țară, de parcă aș respira lumină și existența milenară. La orice pas se râde o floare, sub orice pas e un mormânt, ardeal în întregit o roată, sub care horia s-a frânt. Aud un clopot sus pe cruce, bătând cu limba în ideal, ca într-o duminică țării vin la biserică în Ardeal. Foc și prin sabie, furată, trădată mereu, ești floarele dor Basarabia, ești patria neamului meu. Bucovina mândră floare, te-au călcat rușii în picioare și din mândra Bucovina au făcut țara sa. Acasă-i visul fiecărui om, dar nu oricum cerneal de casă, ceva pe care îl poți în suflet oșicând și simți tăria atunci când te așezi la masă. Este noțiunea de frumos și pur, ceva ce te înalță oriunde și care îți dă adesea bun augur, noi și care stau de deal sau munte. Acasă-i locul nepătrecut, copilăria sau chiar toată viața, este pământul care te-a născut și trai în bunăstare și speranța. Acasă te țin bine căci aici istoria nu-i dar simplu cuvânt și simți și voi în inimă și suflet, iubirea încă pentru a tău pământ. Noastră, înainte de toate, are o datorie, aceea de a munci. Munca nu se poate face decât prin solidaritate națională. Unirea din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern și a niciunui partid. Este faptă istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere, din străfundul conștiinței unităților neamului, cu un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit. Auspiciile care au creat favorabilitatea unirii au început încă din timpul primului război mondial, în condițiile destrămării celor două mari imperii, rus și austro-ungar, și revoluțiile care au izbucnit odată, s-au finalizat cu formarea statului național unitar român.
Basarabia este prima provincie care s-a unit, teritoriul dintre Prut și Nistru, anexată în urma războiului cu austro-turce din 1812. Este prima provincie care a făcut acest pas. Pas favorizat de aceleași condiții, retragerea Rusiei din primul război mondial din cauza sau datorită Revoluției februarie 1917. În condițiile în care românii au fost supuși unui proces de deznaționalizare prin interzicerea limbii române folosite în școli, supuși unui proces de colonizare și deportare masivă, ei nu au renunțat la această luptă. Luptă care se va concretiza începând cu 1917, în februarie, când izbucnește Revoluția, apoi concretizată pe seama evoluțiilor acestor evenimente, în speță Congresul Ostașilor Moldoveni din Basarabia, care au fost de acord că e nevoie ca ei să se, să se creeze un organ instituțional, respectiv Sfatul Țării, un gest pe care Ucraina l-a făcut vis-a-vis de încercarea de a-și extinde autonomia asupra Basarabiei, a determinat această luptă. Rada ucraineană din Ucraina. Noi din cer, din tâi război, am ajuns prin moarte noi. Doamne, ocrotește pe români, am dat sânge și sudoare pentru România mare. Doamne, ocrotește pe români, am dat viață și soldați pentru o patrie de frați. Doamne, ocrotește pe români, am dat fapta, am dat zisa de la Nistru până la Tisa. Doamne, ocrotește pe români. Țara-i mică, vremea-i grea, ce-o mai fi, o mai vedea. Doamne, ocrotește pe români, am uitat, nu vom uita, țara noastră cum era. Doamne, ocrotește pe români, când vei fi și tu bărbat, să te simți mereu soldat. Doamne, ocrotește pe români, pentru vechile hotare, pentru România mare. Doamne, ocrotește pe români! Sigur că Basarabia pe cruce și cuii pentru ea se pregătesc și primăvara jertfe noi aduce și plânge iarăși neamul românesc. Noi n-avem niciun drept la fericire, mereu în casă moare cineva și n-are țara dreptul să respire și nici pe acela simplu de-a visat. De acolo unde s-a sfârșit pământul, prin triburi să ne ia pământ și frați, și în fața lor abia rostim cuvântul și prin tăcere suntem vinovați. Ce cale poate țara să apuce în tragica necovertită zi? Se urcă Basarabia pe cruce și nu știm învierea. Străine pofte ne-au răpit, când via dulce, când ogorul, dar nimeni nu a izbutit să ne din piept să smulgă tricolorul. Fusese vremea mult prea cruntă și atât ne ars de dânsul dorul, că acum ne strângem și la nuntă și la botez cu tricolorul. Trei culori și o singură iubire românească, trei culori și o singură vorbire românească, trei culori și o singură credință românească, trei culori și o singură ființă românească. Atât de minunat când te decrezi că de sub bolți înalte l-a rupt Hristos din curcubeie și l-a dat românimii, cald sub el ca sub o rană, ce-a chinuit Mântuitorul, e cald în țara cea Ștefană, ne încălzește tricolorul. Trei culori și o singură credință românească, trei culori și o singură vorbire românească, trei culori și o singură iubire românească, trei culori și o singură ființă românească. Balada pentru Basarabia, de Adrian Păunescu. De nicăieri nu simte nicio milă și s-a ajuns în cer din urmă hal și moare Basarabia umilă cu capul în vechiul sac imperial. N-avem puterea să împărțim o pâine, ne facem socotel de precupeți, ca tot acolo să ajungem mâine cu pașii doar o leacă mai încerți. Săraca soră Basarabă, tu, cea mai sfântă dintre toate, zădarnic mama te întreabă dacă trăiești în libertate. Trezește-te tu, patrie drogată, că dacă în focul calculelor reci mai pierdem Basarabia odată, și noi suntem pierduți în veci de veci. N-au nicio cale, frate, să apuce, așteaptă în van un sprijin de la noi, e dusă Basarabia pe cruce și noi o contemplăm cu ochii goi. Strâmbă și pipit,
iubită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și ai năvălit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să-ți spun? Pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine graiul cel sluțit, citesc azi pe arghezii, blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăință nesfârșită, mă rog, iubitului Iisus, să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate, am spus. Din Basarabia vă scriu dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate-mi ești, odată scăpai o lacrimă în priviri, ce-a fost pe loc și arestată și dusă în ognă la Sibiri. Acolo, în figuroasa zare, din drobul mut al lacrimei, ochnașii scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre al doilea teritoriu românesc, actualmente în diaspora. Astăzi sărbătorim 96 de ani, chiar astăzi, de la pierderea Bucovinii. Bucovina, care a fost teritoriul al Moldovei, așa anexată de către Imperiul Habsburgic la 1775, în urma păcii de la Cuciucă în Argi. Imperiul Habsburgic, după ce a anexat-o, a colonizat-o, a impus limba germană și cât a putut a mutat populația în diferite zone ale Imperiului. Astfel că în sud, aici mă refer la teritoriul care se află astăzi în Ucraina, un teritoriu de aproximativ 10.000 de kilometri pătrați, au rămas destul de puțini români. În nord fiind populație ruteană sau, cum am spune noi, ucrainiană. De asta v-am și pus harta aici. Trebuie să ținem seama de faptul că Bucovina a fost administrată direct de către Imperiul Habsburgic și a evoluat mult mai rapid decât Basarabia. Ceea ce astăzi, care ați fost în Ucraina, ați fost la Cernăuț, veți vedea că acum este chiar în urmă. Dar o să vă mai spun eu câteva cuvinte la sfârșit. În 1848, în urma Revoluției de la 1848, Bucovina își obține o anumită autonomie, fiind administrată direct de curtea de la Viena, iar la 1861, dieta Bucovinii este condusă de Eudoxiu Hurmuzache, un mare om de cultură. Începând de la 1867, deși Austro-Ungaria face un pact cu Imperiul Habsburgic, Bucovina va fi administrată direct de curtea de la Viena. Având niște facilități, aici se dezvoltă societăți culturale pentru care societatea arboroasă, care fac niște sărbări deosebite la Putna, printre ei aflându-se și marele nostru poet Mihai Eminescu. În urma primului război mondial, România, care rămăsese neutră, și știți foarte bine lucrul ăsta, că a intrat în război la 1916, negociază ca la sfârșitul războiului, în urma încheierii pactului cu tripla înțelegere, să revină Basarabia, Bucovina și Transilvania. Deși atunci Rusia era în aceeași alianță. Vom vedea că în urma actului de pe 15-28 noiembrie 1918, Basarabia, Consiliul
director din Bucovina, Consiliul Director din Bucovina, în frunte cu Iancu Flondor, Sextil Puscaru, vor ratifica unirea Bucovinei cu România. Bineînțeles că aceasta nu a putut fi făcută decât cu ajutorul armatei. Armata română a intrat în Cernăuți și în felul ăsta s-a înfăptuit unirea. Și unirea Basarabiei și unirea Bucovinei au trebuit ratificate de către în cadrul tratatelor de la Versailles, de către marile puteri, că altfel nu se poate. A urmat Congresul de Pace și la 1940, în urma dictatelor de la Viena, nordul Bucovinii, cu Herța și cele 40 de sate, vor intra în componența Uniunii Sovietice și vor rămâne până la 1990, când, în urma autodeterminării, nordul Bucovinii va rămâne la Ucraina și românii din nordul Bucovinii vor avea o involuție. Cei care mergeți astăzi în Cernăuți, Cernăuțul care a fost un oraș superb, mult mai frumos decât Chișinău, vor găsi un singur edificiu, al treilea din Europa, Universitatea din Cernăuți, într-adevăr de o frumusețe deosebită. Încă cu cuvatul vina de răsună în Bucovina, cântă cu cuvântul îmbrăduț, când de răsună în Cernăuți, cântă cu cuvântul îmbrăduț, când de răsună în Cernăuți, Bucovina plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori. Bucovina plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori. Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Se-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Înapoi când or veni, tot pe tine te-or iubi. Munților cu creasta rară, nu lăsați așa să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsați așa să piară. Dacă piere straja voastră, a pieri și țara noastră. Că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până mare vin muscare de-a călare. De la mare la Hotin, mereu calea ne-o țin. Din Boiana, Vatradorni, au umplut o mii de acordi. Și străinul te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos pe vale, ce-au făcut dușmanii cale. Din sărmar până în săcele, mereu vadă ca arcele.
Vai de mie, român săracul, îndrănat tot de caracul. Nici-i merge, nici se îndeamnă, nici este toamna toamnă. Nici e vară, vară lui și străin în țara lui. Dar turnul în dorovoi, cur dușmanii, buhoi și se așează pe la noi. Și comind cu drum de fier, toate cântecele pierd. Zboară păsările toate din neagra străinătate. Numai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânul, cortul frate cu românul. De secure se tot pleacă și izvoarele-i seacă, săracă în țara săracă. Cine au îndrăgit străinii, mâncaia în inima câinii, mâncaia în casa pustia și neamul de mernicia. Ștefane, măria ta, tu la putna nu mai sta, las artimandritului toate grija schitului. Lasă grija sfinților în seama părinților, clăpătele să le tragă, ziua întreagă, noaptea întreagă, doar să ajungă la Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt să te aud din corn sunând și Moldova adunând. Te-ai sunat din corn odată, ai să aduni Moldova toată. Te-ai sunat de două ori, îți vin cote în ajutor. Te-ai sunat a treia oară, toți dușmanii ori să piară din hotară în hotară. Nu uita vreodată, dulce Bucovina, geneți romantic, munții în lumină. Văile în flori, râure zăltâne câte stânci înalte, apele lucinde, dar pe diamante, peste copii în zori. Ale sorțile mele, plângeri și surâse, îngânate în cântări, îngânate în vise, tainic și ușor, toate trec prin gânduri, trec pe dinainte, inima mea fură și cu dulci cuvinte îmi șoptesc de dor. Numai lângă sânul genurile rele, care îmi descântă firul vieții mele, parcă dormit. Mă lăsar în pace, ca să cânt în lume, să-mi visez o soarte, mândră de-al meu nume și de steaua mea. Volta bună, tremură selene, cu un vas melodic, cu un vas alene, lin în calea sa, eol pe-a sa arbă, mândră sunătoare, cânta nopții dulce, mistică cântare, cânt din Valhalla. Atunci ca și silful, ce n-a doarme pace, inima îmi bate, bate și nu tace, tremură ușor, în fantazii mândre, ea își face cale, peste munți cu codri, peste deal și vale, mâna ei dor. Mână dorui tainic, colo înspre tine, ochiul îmi sclipește, genele îmi sunt bine, inima mi-e grea. Astfel totdeauna, când gândesc la tine, sufletul mi-a pasă, n-aur de Iisus, bine, Bucovina mea. Primul teritoriu care s-a unit cu România a fost Transilvania. Când vorbim de Transilvania, vorbim într-adevăr, cum spunea delegația care a fost trimisă la regele Ferdinand, deci vorbim de ultimul mărgăritar la Corala Regală, care s-a unit în 1918. Tragedia Transilvaniei a fost deosebită. Transilvania a fost anexată la Ungaria în 1867 în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Iar politica de deznaționalizare a fost deosebit de puternică. Tragedia românească a fost, într-adevăr, un lucru care a însemnat mult pentru planul luptei naționale. La 1848, la Plaj, în cadrul celor trei adunări, s-a menționat puternic. Noi vrem să ne unim cu țara. Iar acest lucru a devenit evident după Primul Război Mondial. După Primul Război Mondial, în condițiile dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, s-a depus o intensă activitate pentru Uniunea Națională. Era, ca și altă dată, în timpul Horia, în timpul Revoluției de 1848, nevoie ca românii să-și afirme clar independența națională, să-și afirme cu propriul lor mâni dreptul la independență și libertate. Acest lucru a devenit tot mai evident, începând cu primăvara și vara lui 1918. În primăvara lui 1918, în aprilie, s-a constituit un comitet de inițiativă și a acționat ferm în cadrul Congresului Naționalități Subjugate din Imperiul Austro-Ungar, care a avut la Roma. La 3 octombrie 1918 s-a constituit Consiliul Național al Unității Române la Paris. Tot la 3 octombrie 1918, împăratul Carol, Austro-Ungar, a încercat să mențină unitatea Imperiului prin așa numită apelă către popoarele mele credincioase. Drept răspuns, Alexandru Vaida Voievod, ilustru participant și reprezentant al mișcării naționale, a declarat și a proclamat independența națională a națiunii române. La 30 octombrie 1918 se constituie un for de conducere a activității de unire numit
Deci, un consiliu, vorbim de Consiliul Național Român Central, care era alcătuit din 6 reprezentanți ai Partidului Național Român și 6 reprezentanți ai Partidului Social Democrat. Pe 9 octombrie se dă apel, se face un apel călduros pentru ca românii să se unească într-un loc care era cu rezonanță istorică deosebită, vorbim de un loc care amintea de Horia, un loc care amintea de Mihai Viteazu, un loc care era ca o temelie pentru așezământul libertății naționale, vorbim de Alba Iulia. Și acest lucru s-a întâmplat la 1 decembrie 1918, când s-au adunat 1228 delegați și peste 100.000 de cetățeni, care au venit reprezentați proporțional din toate statele, din toate localități Transilvaniei. A fost o adevărată sărbătoare națională, în sensul că au venit cu mașinile, au venit cu căruțile, au venit cu trenul, au venit pe jos. Chiar dacă autoritățile maghiare i-au provocat, i-au împușcat și au făcut tot felul de șicanii la adresa lor. Erau, aveau delegațiile, aveau plăcuțe pe care scria numele localității care trebuia să participe la această mare sărbătoare națională sau, cum spun mulți reprezentanții ai românilor, Marele Praznic Național din 1918. La această adunare, deschisă de un bătrân participant la Mișcarea Națională, Gheorghe Pop de Băsești, de 83 de ani, care a amintit, printre altele, ce a însemnat martirul românilor de-a lungul timpurilor, a amintit faptul că noi românii trebuia să afirmăm încă o dată independența și libertatea națiunii române. Iar Vasile Goldiș a prezentat acea rezoluție care spune clar, în primul punct, adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, întruniți prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia, proclamă unirea celor români și a teritoriilor locuite dinși cu România. Iar punctele celelalte se referă clar la reforma agrară radicală, libertate confesională de plină, libertate națională și a naționalităților locuitoare. Deci era o condiționare democratică a celui măreț Pau. Această rezoluție însemna de fapt împlinirea unor dorințe care va fi transformată în practică după Primul Război Mondial. S-au alcătuit două foruri diriguitoare care se conducă Transilvania până la integrarea definitivă cu România. Vorbim de Consiliul Dirigent cu atribuții guvernamentale condus de către Iuliu Maniu și Marele Stat Național condus de Gheorghe, deci Marele, da. Vorbim în continuare de un moment deosebit, în sensul că unirea a însemnat crearea unui stat care avea 295.049 km² și o populație de 15.900.000 locuitori. Deci era o întregire deosebită a statului național. Chiar Nicolae Iorga spune foarte clar că ideea unității naționale se confundă de fapt cu ideea ființei naționale și cu ființa națională. Iar marele politician Brătianu spunea că izborește această idee a unității naționale din dorința de viață, din vitejia soldaților români și, bineînțeles, din dorința de sacrificiu pe care au avut românii de-a lungul veacului. Românii de la început, sub cerul, dintre stâlpii porcii care cu grijă ne-au căpur și nemuririle și morții. Deci nici intrarea noastră în drept nu ne-a făcut-o din afară, de vreme ce purtam în piept întregul numele de ceară. Nici n-am umblat spre altă râm, de vreme ce aveam lăsate încă din vatră de la râm cheile limbii din cetate. Că istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați, un cântec de luptă pătrând ca unirea, voi compatrioți ascultați, un cântec de luptă pătrând ca unirea, voi compatrioți ascultați, înceți batalioane așteaptă izbânda, așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, așteaptă
și frații cu inima la trecători. Ardealul, ardealul, ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre marea unire, hotarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vii. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vii. Cu săbii făcurăm unirea cea mare, spre Alba cu toții porneam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Un cântec istoric mi-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Sunt ne împărtășit un clon spolit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge mai că Românie e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge mai că Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știu. Nu plânge mai că Românie, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic, că România va fi mare. Scut și armă de George Cosbu. Domnul Sfânt să ne iubească și al său Duh ocrotitor, plin de pace să plutească peste țara românească și a românilor popor. Noi, din vrem ce ne încercară, altă armă n-am avut, numai dragostea de țară ce strămoșii ne lăsară și pe Sfântul Duh de scut. Dar ne-a fost destul atâta, fruntea sus, voi frații ai mei, astfel cerul hotărâta să se înalțe amărâta țara prin puterea ei. Mai fățiși, mai fără veste, ne-a slovit dușman de voi, dar ce-a fost, a fost poveste. Dragostea de țară este și mai tare acum în noi. Și de cine ne-o fi teamă? Mult a fost să vă răbdăm. Ne băgați de voi în seamă, astăzi știți voi cum ne cheamă. Dacă nu, să vă învățăm. Numai Domnul ne iubească și al său Duh ocrotitor, plin de pace să plutească peste țara românească și a românilor popor. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiar copilul cupe, spumege bocalul, dacă fiți mândri, astele mândresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta te doresc. Vis de răzbunare, negru ca mământul, spada ta de sânge, dușman cu meniu și deasupra iedrii, fluture cuvântul, visul tău de glorie, tai într-un fund, spune lumii large, steaguri tricolore, spune ce poporul mare românesc, când s-aprinde saful, ca din tai vultoare, dulce Românie, asta te doresc. Vis de răzbunare, Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei, tainic triumfând. Ci pe Marte glorii să orbească-l face, cât cu lampa zboare, lumea luminând, el pe sânul zbelge, încă să coboare, guste fericirea, raiul ceresc, tu-l strânge în brațe, tu-i fă altare, dulce Românie. Scoată-te în fața drapelului ce vine, purtat de mâini voinice, în sunet de fanfare, în fiorul de mărire ce-și taie drum prin tine, descoperă-te în fața drapelului ce vine. E rost de gloanțe steagul, dar soarele se adună și firele de aur s-aprind în foc și arc, mătasa învechită acum e o cunună și nu mai pare zdrențe al patriei stindan. Cu soarele în crește, pornește tricolorul și goarnele răsună și inimile bat. Cu ochii plini de lacrimi s-oprește trecătorul și toți sunt mari în clipa în care trece tricolorul.
Drapelul drentui, de mult mai sfânt ca pânza bogată din altar. Drapelul e mărturia iubânzilor trecute, mândria cea de astăzi și visuri necurmați și așa... Și așa cum trece soare măreț în flăcărat, semeața mărturiei a gloriei trecute, cu ochii duși la locuri pe unde a fluturat, drapelul își visează fâșiile pierdute. În țara noastră românească vrem noi și nesăpâni să fim și stăpânirea țării noastre cu nimeni n-am părțit. Și nu vrem noi românii, fruntea în vest, la nimeni să plecăm. Și din moșie nici o palmă, o unghie n-o să lăsăm. Nu vrem să închinăm popoare sub mândru sceptru românesc, să trăim din viața noastră și dreptul nostru strămoșesc. Nici la răpiri ne zboară dorul, dar vai ce ele ați îndrăzni, știrbind moșiei a ne face, el cu viața va plăti. Căci prin moșia cea străbună vrem înșine stăpâni să fim și stăpânirea țării noastre cu nimeni n-o împărțim. Și unire, unire în cuce și înșințim și sumărea și a lui umbrie, uniți, uniți, acum, acestea... Acela luptă grea se teme, ce singur e rătăcitor, iar noi, uniți în orice vreme, vom fi învingători. Am în armata noastră mână, ca să păzim un scump pământ, dreptatea ea lui creștină, iar Domnul adevărul sfânt. Și în cartea veșniciei scrie că țări și neamul vor pieri, dar scumpa noastră Românie, etern, etern va înflori. At clopote cântă-ntre întregirea, și sufletul ia foc în clopotat. Întâi decembrie ne e unirea și străluția României mari. Mihai Viteazul intră în catedrală și are harta Daciei în mâini. Încânsul apoi pe vatra lui se nasc români, cât flamura roș-galben-albastră ne este prag și stea și ideal. Veniți români, veniți la unirea noastră, veniți la alba Iulia Nardeal. Veniți români, veniți la unirea noastră, veniți la alba Iulia Nardeal. Și iar începe clopotul să bată și sângerează sutele de ani. În osul nației se aude roată, mușcând din Horea, Cloșca și Crișan. Și iar la batem toți, când dinspre apuse-mi răsare iancul, ca un Iisus Hristos cu chip de moți. Cât flamura roș-galben-albastră ne este prag și stea și ideal. Veniți români, veniți la unirea noastră, veniți la alba Iulia Nardeal. Veniți români, veniți la unirea noastră, veniți la alba Iulia Nardeal. Dar e un an care nici când nu trece, un an pe care în veci îl vom dori. 1918, al nostru an de fiecare zi, ne fie el de-a pururea nouă, în lupta cu problemele de azi. Cântăm din alba Iulia eroi, pereîntregitorul cel viteaz, cât flamura roș-galben-albastră ne este prag și stea și ideal. Veniți români, veniți la unirea noastră, veniți la alba Iulia Nardeal. Veniți români, veniți la unirea noastră, veniți la alba Iulia Nardeal. Thank you.
suflet de mândrie e că ești fiul de români. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci.